să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bună seara, dragi români! Domnule președinte, sunteți ok? De ce ați trântit pe jos paltonul? Știe el. Păreți că am supărat. Nu sunt supărat, doamnă. Sunt doar foarte dezamăgit. Da, vă cred, sunteți dezamăgit de liberali. Am văzut cu toții ce scor a luat PNL-ul. Nu, nu de liberali sunt dezamăgit, ci de poporul român. Da, sunt dezamăgit de felul în care au votat românii. Nu le-am zis eu în perioada asta pe cine să aleagă și mai ales pe cine să nu aleagă, adică PSD? Ce era atât de greu? Dar gata, am decis, după ce m-am consultat cu specialiștii, că data viitoare nu-i mai las. Poporul român trebuie să-și asume eșecul în aceste alegeri și să facă un pas în spate. E momentul să lase locul unui alt popor. Stați, domnule președinte, cum adică? De ce? Pentru că poporul a intrat în cârdășie cu PSD și l-a votat în număr nepermis de mare. După ce că e leneș, poporul nici nu știe să voteze ca lumea. Să-i lase pe alții să voteze dacă el nu se pricepe. Deci nu vi se pare că guvernul are vreo vină pentru felul în care au votat oamenii, pentru absenteism? E și pandemia asta. Am două cuvinte pentru dumneavoastră. Exclus. Vina este a oamenilor pentru că au votat așa cum au votat. Noi aveam totul pregătit, sondaje, calcule, specialiști, negocieri, tot. Nu ne-am gândit însă că tocmai poporul o să ne înjunghie pe la spate. După ce că e neproductiv, poporul nici nu ne lasă să facem treaba. Poate că ar trebui să închid pe oameni iar în case, să se gândească la ce au făcut. Băgați iar lockdown? Nu, e prea devreme. Adică vă mai gândiți? A, nu, e prea devreme să zic acum că bag lockdown, după ce zilele trecute ziceam că n-o să fac asta. Mai așteptăm câteva zile ca să uite românii ce le-am promis. Dar aș vrea să notați acolo că sunt foarte supărat pe ei. Dar de ce? Așa funcționează alegerile. Poporul are întotdeauna dreptate. Nu cred. Eu am lăsat poporul să aibă reprezentanți în Parlament. Poporul de ce nu mă lasă pe mine să fiu reprezentat? Un 40% măcar acolo să am și eu. Cer prea mult? Dar nu, poporul abia dacă mi-a lăsat 25% în bătaie de joc. Da, da, tot nu mi se pare normal să dați vina pe români. Nu, nu doar poporul. De vină sunt și politicienii. Și aici mă refer, desigur, la PSD. Dar dumneavoastră n-aveți nicio vină pentru închiderea piețelor, de exemplu? Doamnă, ați pus deja destule întrebări, mulțumesc, să mai lăsăm și pe altcineva. Mulțumesc. Bună ziua! Aș rămâne la întrebarea colegii mele și o să vă întreb dacă aveți vreo vină pentru acest rezultat. Dacă nu dumneavoastră, măcar guvernul? Da. Există un apropiat al meu care este responsabil și el pentru acest rezultat. Ne puteți spune cine, domnule președinte? De fapt, o să-l las chiar pe el să răspundă la întrebări.
Nici nu vă salut. Domnule președinte, să înțeleg că aveți de gând să schimbați paltonul? O să puneți un palton mai competent la Palatul Victoria? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Cum sunteți? Tot supi? Mă rog, nu înțeleg de ce, dar voi încerca, promit că voi încerca să înțeleg această poziție a multora care sunt supărați pe popor, domne, că-i prost și lene și idiot și neproductiv și știți, toate adjectivele pe care le flutură cetățenii și partidele de dreapta când nu iese cum vor ei. Mă gândeam că îi vom auzi de acum pe unii și pe alții dintre aleși, vom auzi liderii de partide spunând: ne-a ales poporul, poporul a decis, poporul a vorbit. Nu cred. Știți ce a zis poporul? În primul și în primul rând, poporul a zis ieri: puu! Da, asta a fost vocea poporului. Oamenii s-au uitat la politicieni, la partide, la campanie, la oferta electorală și au zis toți: puu! Stăm acasă, mă, nu ne simțim reprezentați de niciun partid. 70% dintre români asta au spus. Sau, haideți mai bine să vă arăt, că se pare că mulți nu pot să proceseze de ce n-au venit românii la vot. Deci, la aceste alegeri, clasa politică era convinsă că mai merge odată șmecheria. Da, aceeași șmecherie. Urlau tot felul de jurnaliști și analiști și influenceri, ăia care până ieri n-auziseră de aur, de pildă, că să mergem la vot, că democrația, că dacă nu mergi n-ai dreptul să vorbești. Vrăjeală de-asta proastă, o știți. Deci clasa politică era domnul din imaginile care urmează, iar alegătorii erau doamna din imagini. Stai cu minte și nu pățești nimic. Da, exact așa a fost și campania asta electorală. Române, stai cu minte, votează ce votai tu și până acum, că noi ne vedem de treabă. Uite, luăm politicieni de la unii la alții, ne facem de cap. Tu fii cu minte, române, mergi la vot, că doar nu vrei să omori democrația, nu? La care oamenii, alegătorii, care s-au prins, na, că nu-s proști, în loc să fie cuminți și să asculte de tătuca Iohannis și de toți politicienii, au zis: pau! Hai să-i tiri umflatul, dracu! Da, domne, cam asta a fost toată treaba. Și mi se pare fabulos că există atât de mulți oameni care nu pricep ce s-a întâmplat ieri. Și normal, cum se petrece de fiecare dată la alegeri, poporul e din nou certat că n-a votat cum trebuie, domne, că nu e bine ce a făcut, iar nu e bine. Dar hei, ce-ar fi să-i lăsați pe cei care au votat și să priviți la cei care n-au votat? Le-ați vorbit toți, iar ei, cei 70% dintre alegători, au ascultat așa: Ok. Iar apoi, în ziua votului, au zis: bă, nu venim la vot. Este foarte important. Vă rog, mergeți la vot. Îndemn pe toți românii să vină astăzi la vot. Mergeți cu încredere la vot. Puneți-vă pecetea pe soarta României. Puneți-vă pecetea pe soarta României. Pang! Ia pecete, Orbane, pe frunte. Da, zilnic și de 3 ori pe zi, președinte, premier, președinți de partide, toți ați spus: veniți, români, e important să veniți la vot, e esențial pentru țară, pentru democrație, pentru bunăstarea voastră. Iar cetățenii au zis: nu venim. Nu credem că e esențial, nu credem că are vreun sens, nu credem că voi toți, oricare dintre voi, ne-ați putea schimba viața în bine. Asta au zis oamenii, e atât de simplu. Iar politicienii continuă să spună: e lipsă de civism, domne, cetățeanul trebuie să-și exercite votul. Bă, nu trebuie.
O spun din nou, o tot repet de niște ani, în ploaia de înjurături a celor care încurajează venirea la vot, crezând eronat că acasă stau cei care ar vota cu partidele pe care le susțin ei. Vine omul la vot dacă din ce îi se oferă îi se pare că are ce să aleagă, astfel încât să fie împăcat. 70% dintre alegători au zis ieri: bă, nu vrem să mâncăm nimic din ce ne-ați spus voi pe masă. Mai bine facem foamea, e simplu. Foarte mică prezența până acum. Haideți să vedem care sunt cifrele. 31.02, este vorba despre prezența înregistrată la ora 20. 31.02%. Dragii mei, să nu mai plecăm pe fente. Cel mai important procent al alegerilor ăsta e. 70% dintre cetățenii cu drept de vot v-au trimis pe toți acasă. Și mai e ceva, chemați lumea la vot, veniți toți, hai, hai! După care vă plângeți că ies la vot județele pesediste și ziceți: of, of, hai, mă, nu ne mai facem bine! Păi cum adică? Adică haideți toți la vot, dar nu voi ăia că sunteți cu PSD? Păi toți care atunci? Doar toți ăia care votează cu mine? Bă, nu mai fiți mă javre, că nu-i frumos! Sincer, cred că s-a cam săturat toată lumea de acest mod de a face politică, pentru că e greu să-i spui unui om că votul lui contează, iar apoi să cumperi parlamentari de la alt partid. Cine să vă mai creadă că puneți preț pe ce zic oamenii? Vrem vot, strigăm că e libertate, dar apoi nu ne convine ce iese, nu ne plac rezultatele și dăm vina tot pe oameni. De ce nu dați vina pe voi, politicienilor, cei care n-ați reușit să-i convingeți pe alegători? Românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aș dori să le mulțumesc tuturor românilor care au avut încredere în noi și au votat Partidul Social Democrat. Luând în considerare marja de eroare și mai ales toate evaluările pe care le-am făcut, Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Aseară, după alegeri, fiecare lider de partid ar fi trebuit să iasă și să spună: domne, îmi pare rău că n-am reușit să le spunem nimic interesant celor 70% dintre cetățenii cu drept de vot care au stat acasă. Atât. Repet, nu mă acuza, frate, că nu mănânc nimic de pe masă dacă mi ofer doar mâncare stricată. Nu mănânc, nu vreau, țin post negru mai bine. Abia mai las corpul să se vindece singur. E al naibii de trist să spui azi, mă refer la cei care au trecut pragul, că poporul te-a trimis în Parlament. Nu! Majoritatea poporului nu te-a trimis niciunde. Majoritatea, 70%, ți-a spus să stai dreacu acasă. Pentru că aseară, doi români din trei s-au uitat de acasă la clasa politică și au transmis un sincer și călduros: sincer. Și dacă n-ați înțeles ce s-a întâmplat până la urmă, a explicat domn președinte pe seară. Scurt, așa, pac, pac, nu mai facem, domne, conferințe de presă, că vin iar dârlăi ăia cu întrebări de alea ciudate, cu... Oricum, când a început să vorbească, vă spun pe mine, m-au trecut așa fiori. Vă garantez că fiecare vot va fi luat în considerare. Ulu, domn președinte, cum să vă spun, m-am speriat eu care n-am fost la vot, dar asta a sunat cam așa: nimeni nu va scăpa nepedepsit. Pe bune, zic, stai, nu doar că ne bagă iar în case, dar ne ia curentul, clar. Bă, asta e, am greșit, plătim. Totuși azi a zis președintele ceva ce n-a zis vreodată și probabil nici nu va mai spune. Sunt pur și simplu nemulțumiți de mine, de mine, de mine, de partide. Aceste motive trebuie elucidate. Da, 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 și noi tot așa, de dumneavoastră, de partide, de clasa politică. Atenție,
OSCE a spus azi așa, că acțiunile electorale ale președintelui au dus la o, citez, estompare din ce în ce mai mare a liniei de demarcație dintre prerogativele sale oficiale și campania electorală. Iar asta reprezintă o încălcare a standardelor internaționale și a angajamentelor făcute de toate țările OSCE pentru a păstra o separare clară între stat și partide politice. Mișto să afli că, de fapt, statul de drept e călcat în picioare chiar din templul dreptății și adevărului de la Cotroceni, nu? Și acuzăm pe oameni că n-au ieșit la vot după luni întregi în care președintele a fost agentul electoral al unui partid? Prima dată, da, am crezut și eu că președintele își cere puțin, măcar puțin iertare. Dar nu, frate, a fost manevră. A fost manevră, fiți atenți. Partidul Național Liberal în 2016 obținuse 20%, acum a obținut 25%, deci o creștere clară. USR, evident, o creștere. PSD-ul, care obținuse în 2016 45%, a scăzut dramatic la 29%. Ha! I-a omorât pe ăștia de la PSD. I-a distrus, i-a terminat. Bă, diabolic, bă, diabolic. Nici n-am văzut-o când a venit. Domn președinte, ce mână fină aveți, domne. Ar trebui să lucrați ca anestezist. E nevoie în perioada asta. Partidele de centru-dreapta împreună au obținut peste 50% dintre voturile valabile exprimate. Și pot să vă spun cu toată sinceritatea că acesta a fost obiectivul meu. A, ce parșiv, ce parșiv ați lucrat, ați îngropat PSD-ul. Nici celor de la PNL nu le-a zis, frate, fraierul ăla de Orban a pus botul și și-a depus mandatul în seara asta. Na, se face guvern fără PSD, a zis-o, e bine, urmează 4 ani de vacanțe, domn președinte, că v-ați rupt cu munca lunile astea, domne. Nu-i lucru ușor să-l auzi toată ziua un guvern dezastru, daună totală. Adică eu vă înțeleg dacă după ce instalați guvernul, mai veniți doar să vă strângeți boarfele și să vă cărați acasă, da, la terminarea mandatului, normal. Se cristalizează rapid deja o coaliție de centru-dreapta care va putea să propună un guvern de coaliție. Peste doar câteva zile voi convoca consultări cu partidele. Ce e asta? Cum adică faceți consultări peste doar câteva zile? Dar mâine ce faci, frate meleu? A, e marți, stai mă că deja începe weekendul. Am înțeles, domn președinte, gata. Iar după asta premierul Orban a ieșit și dânsul și a zis: nu mai pot, nu mai pot, mă doar nervii, mi-am distrus tinerețea, sănătatea la fel. Pentru țara asta, mă, nu meritați nimic, nemernicilor. Mă rog, glumesc, n-a zis chiar așa, se retrage puțin. Îi e doar, mă, de viața aia de șomer, mă, de libertate, de dansuri, de... Până când să se sacrifice pentru noi, mă? Până când o viață de câine care stă toată ziua și bea și fumează în birou la Palatul Victoria? Plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, atât eu cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. A, am înțeles, altă misiune. Nu mai ai misiunea de premier pe viitor, nu? Ai fost avansat, tati? Și ai mai crescut la bani? Chiar, au mai pus și ei acolo o steluță? Glumesc, mă, și că ai, mă, că tu erai băia de viață, mă, pe glume, pe asta. Nu pune la inimă. Ne-ai chinuit destul oricum. Da, frate, e ieșit și lui Iohăniță, că de 6 luni nu știe cum să-l dea pe ăsta afară. E, uite, uite, alegătorilor, ce-ați făcut? Ce
presă. Mulțumim, domnul Orban, mai bine nu v-am fi cunoscut. Ați fost o calamitate, da, da. Ați fost chiar mai slab și decât tuta aia de Dăncilă. O să ne fie dor de inaugurările dumneavoastră. Uite, chiar mâine va fi una. Se montase o țeavă de apă rece în Berceni. O să rămână săraca fără panglica tăiată. Că orice măsură pe care am luat-o a fost luată cu un singur scop, și anume acela de a apăra sănătatea și viața românilor. Bun, și acum, elev Klaus Werner Iohannis, ce am învățat noi din aceste alegeri? Că nu-i frumos să fim ipocriți și mincinoși. Și nu-i frumos să le băgăm oamenilor lucruri pe gât. Nu-i frumos să le îndesăm lucruri pe urechi cu forța. Uită-te, elev Klaus Werner Iohannis, la scorul PSD și spune: vai, Doamne, mein Gott, ce-am făcut? Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. PSD-ul și-a bătut joc de țară. Marele PSD. Ăsta este vinovatul moral. Cred că sunt alegerile din care cel mai mult are de învățat președintele Klaus Iohannis. Mă rog, dânsul trăiește cu impresia că nu mai are nimic a învăța. De aici e aroganța fără margini. Dar dacă ar vrea să învețe, Iohannis ar putea să înțeleagă probabil unde l-a dus acel dezmăț din ultimele luni, când toată ziua el a stat cu PSD-ul în gură, vreme în care în spatele său PNL cumpăra parlamentari PSD-iști, cumpăra primari PSD-iști și punea oameni de partid, niște imbecili, prin toate funcțiile. Apoi președintele ar trebui să mai învețe că nu e bine să spui că e bine atunci când nu este. Nu e bine să spui că totul e în regulă, iar apoi se întâmplă să ia foc o terapie intensivă. Se întâmplă să vezi că pacienții stau în corturi neîncălzite și se branșează câte doi la un tub de oxigen. În general, nu e în regulă să le spui oamenilor că totul e bine atât timp cât vorbești despre viața lor, iar ei sunt atât de lămuriți că, bă, nu e bine. Care-i lecția, domnule președinte? Simplu, le-ați cerut oamenilor să iasă la vot și ei n-au ieșit. E cel mai mic procent de după 90. Le-ați cerut oamenilor să voteze PNL pe față și n-au făcut-o. În doar câteva luni ați dat cu liberalii de pământ lăudându-i. Aroganța bate o vină. Inaugurarea podului peste Argeș. Inaugurarea acestui drum. Inaugurarea acestui tronson de cale ferată. Iată că se inaugurează. Am inaugurat tronsonul împreună. De curând am inaugurat metroul. Na, sper că v-ați trezit, dar vă jur, erați în transă, mă băieți. Toată ziua inaugurați chestii, de parcă cine știe ce ați construit. Și tot în fiecare zi împărțeați banii ăia, 80 de miliarde de la UE. În toată perioada asta alegătorii se uitau la voi, mă. În fiecare zi PNL își făcea planuri. Bă, cred că guvernăm cu ăia, cred că guvernăm cu ăilalți. O să facem aia, o să... Mă, și-au venit oamenii duminică, jap, ia treziți-vă, mă, ce e aici? Da, știu, e poporul prost, nu? Da, mă, iar a greșit poporul, iar, bă, s-a stricat poporul, auzi, iar nu face frumos. În București, PNL e pe locul al treilea, la 20%, Muldeș sub scorul național, ceea ce spune multe după ce bucureștenii au sancționat-o pe Firea și după ce l-au pus pe Nicușor. Iar aici, iată, o pălmuță primită și de Nicușor, după ce s-a mozolit cu PNL. Nu l-a ascultat nimeni că el votează cu PNL. Oamenii au pus pe USR Plus și pe PSD. Așadar, domnule Iohannis, ne asumăm și noi vreodată ceva? Sau tot așa băgăm rahatul sub preș și tot înainte? Că înainte era mai bine, vorba aia, a? Acest lucru trebuie afirmat clar și răspicat. Că tot am zis de cei de la AUR. Vedeți ce fac și rețelele astea sociale, fraților, cu bulele lor? Trăiești liniștit în bula ta și, hei, hop, ți-o iei la alegeri din alte bule. M-am distrat aseară când am văzut că nu știa nimeni pe la TV ce înseamnă exact AUR. Titi AUR a luat 9%? Domne, nu vă supărați, este soțul Aurei Urzicianu? Cine e AUR ăsta?
Cu 3 luni în urmă, la locale, atenție, AUR a obținut sub 1%. Sub 1%, iar peste 3 luni ajunge la 9%. Un partid ultranaționalist, anti-european, se dau băieții patrioți, cum se dădeau și peremiștii, cum se dădea și Dănuț Diaconescu. Un partid care adună din cele mai bolnave frustrări. E un partid plin de antivacciniști, de legionari și de săriți de pe fix. Un partid, atenție, foarte bine organizat online. Coșmarul nostru al celor de la Starea Nației. În ultimele luni, cred că am blocat mii de conturi de pe care oamenii ăștia împroșcau naționalism și ură. Dar știți ce? Acești oameni au drept de vot, sunt cetățeni și iată, în disperare de cauză, se simt reprezentați de acest partid radical. Votanții AUR sunt victimele unor extremiști, ale unor ultranaționaliști, punct. Niște alți șmecheri care profită de pe urma dramei generale și care promit: vă vom salva, dragi români, noi vă vom face dreptate. Nu vedem nicio diferență între partidele lui Klaus Iohannis și partidele lui Marcel Ciolacu și de aceea vom merge înainte pe calea noastră, votând fiecare lege și fiecare inițiativă în interesul neamului românesc, doar pentru poporul român. Na, aceleași promisiuni pentru un nou început, pentru curățenie, puritate, dreptate. Toți ceilalți sunt o mizerie, neamul românesc e trădat, e vândut de acești oameni care toți sunt aceeași mizerie. Dar noi suntem o lumină în acest întuneric. Uitați cu cine defilează acest partid. Te rog frumos să pleci de aici, pentru că ești cel mai mare mincinos jurnalist al tuturor timpurilor. Pleacă de aici. Deci nu-ți permit. Hai, pleacă de aici. Hai, pleacă de aici. Na, ea e Diana Ivanovici Șoșoacă. Lider mângați, aș nu poartă mască, face horă și urlă ca o trompetă corcită cu o drujbă. Circ, toți cei din AUR vor fi circ. Urlete, vor leșina de atâta patriotism. Se vor zvârcoli pentru neamul românesc cu spume la gură. Vor țipa după dreptate și adevăr pentru țărișoară. Circ, mă, circ, Vadim, OTV, am mai văzut. Dacă unul din vecinii noștri, din rațiuni politice, știu eu de ce, da? Mă atacă pe mine, indiferent care, și este membru NATO, dumneavoastră știți că NATO nu intervine? Da, dânsul e deputatul AUR de Brașov, Francis Tobă, și își face griji că ne atacă un stat vecin care e și el în NATO și atunci ce dracu facem? Omul a fost în armată pe vremea lui Ceașcă, apoi a fost deputat PDSR, consilier al lui Adrian Năstase, na, patriot, domne, din călcâie până în creierii pe care și-a pierdut. Și toate astea de ce? Pentru că partidele celelalte n-au știut să le vorbească votanților. Să vă amintim, domnule Orban, când v-ați pupat cu Coaliția pentru Familie? Oh, dar ce mozol a mai fost! Luați coaliția acum! Și da, naiba știe, poate că ar trebui să mai întrebăm și pe la servicii dacă știe cineva ceva despre AUR. Zic și eu, dar mai vorbim despre asta, mai discutăm. Acum oamenii ăștia sunt în Parlament, nu? Nu mai pot fi ignorați. E Dumnezeul nostru! Și mă mai dă încolo de cetățeni cu votul lor, că uite, iese bine, nu e? S-au repezit toți să spună că facem alianță de centru-dreapta. Da, domn, mergem la Cotroceni, domnul Iohannis e înțelept, ne-a trecut ranga pe la dinți, dar uf, hai că e bine, ce să... Din punctul meu de vedere, e nevoie de un guvern de centru-dreaptă. Asta este opțiunea numărul 1. Nu cred că se poate forma astăzi și în viitorul apropiat o majoritate în jurul PSD-ului. Asta este situația, trebuie să fie limpede pentru toți. Clar, despre asta e vorba. UDMR și-a dat frumos chiloței jos și acum așteaptă. Haideți, băieți! Și domnul Barna s-a repezit de acasă cu COVID-ul în gât, da, l-au pus la televizor. Ne așezăm la masă cu PNL-ul tocmai pentru a arăta că prioritatea și responsabilitatea noastră este legată în zilele următoare de constituirea acestei coaliții de guvernare.
Și cică, de ce n-o fi mers lumea la vot? Haideți, mă! E limpede că PSD rămâne pe afară, ceea ce știa și PSD-ul că se va întâmpla. Până la urmă, cei care se dau de dreapta să se adune, frate, să guverneze. E atât de simplu. E, întrebarea e, oare va fi atât de simplu? Pentru că ar trebui să fie, nu? Spun că vor să bage bani în spitale, să facă autostrăzi, să construiască școli. Toți spun asta, super! Concentrați-vă pe treburile astea. Asta vor și alegătorii, nu? Întrebarea mea e alta. PNL și-a pus oamenii peste tot în ultimul an. Ce se va întâmpla acum? În ce sens? În sensul că vor vrea oameni pe funcții și USR Plus și UDMR. A, mă scuzați, poate și PMP-ul dacă trece? Din punctul meu de vedere, ar fi un plus să intre Partidul Mișcarea Populară, având în vedere că au fost parteneri tradiționali foarte corecți ai Partidului Național Liberal. A, super! Partener tradițional din perioada interbelică, boss? De când e așa tradițional? De când îl conducea Udrea? Practic, PMP-ul ăsta e ce n-a putut să înghită deja PNL-ul când a făcut gura mare și a halit PDL-ul, nu? Ideea e că USR nu vrea cu PMP. De ce? Din cauza de băse, normal, din cauza de turnător la securitate și mai e ceva. În legătură cu viitorul premier, credem că este esențial să susținem un candidat credibil. Normal, normal! USR Plus are putere mare de negociere în prezent. Îl va propune pe Dacian Cioloș, e clar. Dar haideți mai bine să ne spună domnul Orban cum vede dânsul treaba, că dânsul vorba aia să pricepe. Președintele trebuie să țină cont de rezultatul alegerilor. De regulă, în toate democrațiile, partidul care câștigă alegerile este primul partid care desemnează premier. În democrație, că nu de-aia partidul care câștigă alegerile dă premier. Partidul care se bucură de cel mai mare sprijin din partea populației, de regulă dă premierul. Ce ai făcut, Bobiță? Și că du-te la Cotroceni să-i spui domnului Iohannis nu cumva să te pună pe tine, să pună de la PSD. Hai mă, nu plânge, glumesc. Știm că ai zis o prostie, stai calm, nu te mai ia nimeni în seamă de mult, nu de acu. Însă, cum spuneam, PNL, USR Plus, UDMR, PMP, dacă spuneți că sunteți de dreapta și că vreți coaliție, ok, hai, aveți majoritate, purcedeți. Dar, să nu vă prindem că veniți după 6 luni cu de-alea. Nenea, noi nu mai putem, că e fum de la domnul Orban, care fumează continuu și nu putem să muncim acolo. Adică v-ați bătut deja joc de țară, nu insistați. Că din aia 70% care n-au venit la vot, ci că unii au furși, topoare, știți ce zic? Pe cât se poate fără vărsare de sânge. Domnul Tăriceanu, salutări acasă doamnei. Mai e, nu? Doamna zic, adică tot dânsa. Mă rog, nu e treaba noastră, doar voiam să transmiteți salutări acasă. Gata, gata, acum sper să nu vă mai zvârcoliți. Vă vedeți cu domnul Meleșcanu în parc, mai vorbiți despre bani, despre bogăție, na, chestii de oameni avuți. Fraților, vă zic eu ce s-a întâmplat la Pro-România. Deci, bă, partidul mic, Tăriceanu politician, greu, știi, greu. Hopa, când s-a urcat în partid, l-a scufundat. Da, mă, asta a fost, s-a dus dracu tot, ce să mai... Mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alături în acest proiect. Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevărați, noi proiecte și noi provocări. Lasă-mă, Victore, lasă-mă, nu-i nimic, te întorci la cariera ta academică. Scuze. Te întorci la avocatură. Mai ești avocat? Mai ai vreo diplomă sau te-au jupuit ăștia de toate hârtiile? Băse, încă atârnă, da, încă s-agață. Nu știți că e un Dumnezeu al ăstora? Mișto ar fi să ajungă ministrul la transporturi. Da, mă, să se refacă așa o buclă, să se vadă clar cât de proști suntem cu toții. Oricum, toată campania Băse a fost ceva de genul: și dacă nu intră PMP-ul în Parlament, nu contează. Eu sunt la Bruxelles, mă doare la pensia mea specială. Vom avea și motive de bucurie după încheierea întregului scrutin electoral. Iar pe Tomacu, cred că l-ar pune să patruleze prin curte în coaliția asta. Pe ideea, Tomacule, caută-ne pe afară puțin. N-are nicio treabă băiețașul. O dădea și el cu Basarabia, cu astea. A venit aur, i-a dat cu România mare în cap.
Însă ce voiam să vă spun? Măcar atât. Măcar atât să se fi întâmplat la aceste alegeri. Să le spunem la revedere, vă spunem la revedere celor care aparțin clar trecutului. Tăriceanu, Ponta, Băsescu, mai scăpaserăm și de Meleșcanu. Măcar atât, știți ce zic? Mai vorbim după publicitate, stați aici. Am revenit cu partea a doua a emisiunii și totuși, dragii mei, adevăratul câștigător al zilei de ieri este un independent din Suceava care a luat, atenție, mamă cât a luat, stați puțin să... Deci, ce vorbești, bă, nene? Omul ăsta din Suceava a luat 7.130.000... Nu, că nu-mi vine să cred. Ai auzit, mă, Marote? Bă, deci singur pe puterile lui, fără vreun aparat de partid în spate, un sucevean a obținut ieri 7.130.807,28 de lei, marele premiu la Loto 6 din 49. Păi de mine, adversarii au intrat deja în panică, au depus contestații, au zis că solicită renumărarea, nu se poate așa ceva. Da, mă, 7 milioane, pac, pac, cu un bilet de 33 de lei. Voi ce ați face, fraților, cu atâta bănet? În ce ați investi? În euro? În dolari? În afaceri? În aur! Hai, mă, hai, bă, lasă poantele cu aurul. Deși, dacă stăm să ne gândim, ni s-a tot spus în ultima vreme: investiții în aur, investiții în aur, investiții în aur. Uite, unii chiar au investit în aur, de ne-am trezit cu aur în Parlament. Ce, să doar în ecologie, n-a investit nimeni. Bă, ce oameni, n-ai văzut așa ceva? Se vede, bă, că nu ne pasă de mediul în care trăim, bă, că nu ne pasă de planeta asta. Păi cât a luat, domne, Partidul Ecologist? Cât a luat Peru? Aud? 1%? Și se poate vedea? N-ai, mă, ce să... Păcat, domne, mare păcat de acești oameni, de aceste simboluri ale ecologiei românești. De Șerban Nicolae, de Cătălin Rădulescu mitralieră, de Marian Vanghelie, Liviu Pleșoianu, bă! Următorul președinte a României, Liviu Pleșoianu, mă, sunteți nebuni! Bogdan Stanoievici, care toți au candidat din partea PER și mai nimeni nu i-a votat. Tare mi-e teamă că acești candidați o să plece scârbiți din România, pentru că n-ai, mă, n-ai cu cine discuta aici. O să facă și ei ca italianul ăla care s-a certat cu nevastă sa și a plecat să se plimbe și a mers 450 de kilometri pe jos. Parcă îi vezi pe Șerbănică și pe mitralieră plecând din România la vreo 3000 de kilometri distanță. Pe jos, normal, cred că este cea mai ecologică metodă de transport. Păi bă, ori suntem ecologiști, ori nu mai suntem. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Aoleu, stați așa că avem un incident electoral foarte serios, da. Un membru al biroului electoral pentru votul prin corespondență a căzut sub masă fiind foarte băut. Nu se știe dacă s-a îmbătat de bucurie, de necazuri, pur și simplu de plictiseală. Autoritățile n-au comunicat deocamdată nici nivelul alcoolemiei, probabil așteaptă validarea de la BEC. Hai că parcă vezi că a avut peste 5%, intră și el în Parlament, păi da. Apropo, iar s-a votat la cimitir și la cârciumă. În locația care pare un pic mai deosebită, într-un preznicar. Autoritățile au ales această variantă pentru că școala din localitate este închisă și abandonată de mai mulți ani. În satul Lunca din județul Botoșani, secția de votare 406 a fost amenajată într-o clădire privată, în care de obicei funcționează un magazin mixt și un bar. Autoritățile locale au ales această variantă pentru că școala este în reparații. Da, școală în reparații, școală abandonată, situații tot mai frecvente, mai ales pe la țară. Și profit de acest moment ca să le reamintesc autorităților, indiferent de culoarea politică, să nu mai uite de acest capitol în următorii 4 ani. Bă, educația! Puneți mâna și ridicați niște școli noi și moderne de secol 21 și dați 6% din PIB educației. Parcă l-aud și acum pe Liviu Dragnea în seara parlamentarilor din 2016. De mâine facem treabă, ne apucăm de lucru. 4 ani au trecut și tot acolo ne aflăm. Cei drept, au fost și multe alegeri, domne. N-a fost timp de șantiere, de... Hai că urmează acum 4 ani fără alegeri. E timp destul pentru construcții, da? Un viitor mai bun! În sfârșit!
În sfârșit, fraților, premierul Orban anunță lansarea pe piață a 3 milioane de doze de vaccin antigripal produs la Institutul Cantacuzino din București. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Gata? Ne-am revenit? Păi mă, că s-a stricat și transmisia video de la asemenea SF-uri. Ce vaccinuri, tăticu? De la Cantacuzino rămânem cu alea 38 de pastile de imunitate epuizate săptămâna trecută în 5 minute. Iar pentru vaccinarea antigripală rămânem cu mâna întinsă, mă, ca de obicei. Cei care ar dori să-l facă nu îl găsesc nici în farmacii, nici la medicul de familie. De 3 ani sunt plecat în Germania. Cine vrea să vaccineze, vaccin gratuit și la noi cu bani, din una în una mai scump. Cererea este mai mare ca niciodată, iar la medicii de familie listele de așteptare sunt interminabile. Bă, suntem tâmpiți sau care-i faza? Acum câteva luni, Ministerul Sănătății spunea că are pe țeavă 3 milioane de doze de vaccin antigripal. Iar acum, ia-le de unde nu-s. Umblă oamenii cu limba scoasă atârnă pe la farmacii, pe la medicul de familie și pauză. Ce s-a întâmplat oare? Am revenit la vechea poveste? Ne-a luat iarna prin surprindere? Da, dar nu pe toți, bă, pentru că cine s-a pregătit? Cine s-a pregătit, lumea te vede, știți ce zic? Clinici private au început să cumpere stocuri uriașe de la farmacii și vând doza de vaccin cu un adaos foarte mare. Clinicile private vând pachete cu teste COVID și vaccin antigripal la prețuri exorbitante. Avem două variante, pachet 290 de lei, consultație și vaccin antigripal, sau pachet 490 de lei, conține testare COVID, după care în 3-4 zile dacă iese negativ, e și v-ar pena să vă iasă cu pachetele voastre. Asta înseamnă, dragii mei, un stat slab, imbecil, cu ciungă în cap pe post de creier. Nu e în stare să aibă grijă de proprii cetățeni. Ce spuneți? Că exagerez? Da, posibil, da. Poate că el, statul, nici nu vrea să aibă mare grijă. Simulează așa, se aruncă în careu precum maestru Lăcătuș pe vremuri. Dar de fapt e mână-mână cu băieții deștepți din pandemie. Cum există băieții deștepți din energie, trebuie să apară și această specie, nu? A băieților deștepți din pandemie. Trei dintre șefii Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, dar și managerul și doi funcționari de la Spitalul Municipal din Odorheiul Secuiesc se numără printre cei 12 suspecți reținuți. Aceștia sunt acuzați că în schimbul unor șpăgi consistente încasate în ultimii 2 ani ar fi risipit bani publici pe contracte de achiziții despre care anchetatorii susțin că erau păguboase. Na, mai vine din când în când câte o echipă de procurori, mai împrăștie prădătorii, au fost câteva știri zilele astea, parcă ne-am mai răcorit un pic, nu? Dar nu prea tare, bă, că ne ia răceala și nu e cel mai bun moment. Fostul director al Unifarm are un nou dosar penal. Procurorii DNA îl acuză pe Ionel Adrian că în luna martie a încheiat cu o societate comercială un contract pentru 1.500.000 de măști care nu au fost însă livrate nici până acum. A, stați, mă, așa, stați că n-ați înțeles, domnilor procurori. Directorul de la Unifarm i-a plătit pe ea tocmai ca să ne protejeze pe noi. Da, i-a plătit să nu livreze marfa. Păi cine știe ce măști de alea stricate ne-ar fi vândut firma sufletului? Măști de alea neconforme, domne, care ne făceau mai mult rău decât bine. Așa, le-a dat cu niște milioane de lei peste nas în scârbă și le-a zis că dacă îi mai prinde vreodată la interval, le rupe picioarele. Domnul director este un erou, da? Jos labele de pe eroii pandemiei! Și ziceți că oamenii care au stat acasă nu știu de capul lor? E, stați să vedeți cam cei de capul celor care au fost la alegeri ieri. Vax populi. Ce alegeri sunt astăzi? Pentru ce votăm? Pentru președinte. Și vă duceți, nu vă duceți? De dus ne-am dus mereu. Da. Tu n-ai fost niciodată, spui? Nu. Ia acum încolo. Ai auzit că sunt pentru președinte alegerile? Știai, nu știai? Nu știam. Știi candidații? Cine candidează? Ce sunt? Nu știu. Vreau să te întreb de alegerile de azi, dacă te interesează sau nu te interesează. Sincer, nu prea mă interesează. De ce? Pentru că nu se face nimic în țară. Foarte mulți oameni nu au venit astăzi la vot, sunt dezamăgiți. Ăsta cred că e motivul. Mai ales cu pandemia asta, că ne-a băgat în carantină iar și se pare foarte aiurea. Ai de gând să te duci sau nu te Nu. A fost la votat, dar nu știu pe cine.
De ce? Dacă nu știu pe cine partid de acolo, să mănânc pe Ciolani. Mă băsesc. Și cum ați votat? Bă, de cu ochi închiși. Că dacă nu știu pe cine să votă. De ce v-ați mai dus? Așa, Carole, kilometri frumuseți. E frumuseți. Asta aveam noi pe votul pe bulete. Asta. Ha, dacă ne ducem pe altă parte, a fost la votare, am fost, atât. Vreți să vă duceți sau nu vă interesează? Vrem să ne ducem, cum? De ce sunt importante alegerile? Da, președintele țării. Acum să vedem care o ieși. V-ați uitat așa la campanie, v-ați făcut o idee sau? Nu prea. Și cum votați? În funcție de ce? În funcție de partid. Vreau să mă duc și noastră, vă interesează, v-ați făcut o idee despre alegeri sau cum votați? Noi ținem cu primarul nostru. Primarul nostru. Pentru ce votăm astăzi? Ce alegeri sunt? Pentru România. Nu, dar ce alegeri sunt? Să vedem acum acestea. Nu știți exact ce votăm? De ce să spun ceva? Și când aflați? Acolo? Da, acolo. Dar vreți să vă duceți? Ne duceți unde? Dar pentru ce votăm, nu știți exact? În România, să fie liberi. Pentru ce funcții? Ce funcții votăm astăzi? Săgeata cu domnul primar, să nu străci. Da, alegerile de astăzi, dacă vă interesează. Nu, no, nicio culoare. Pentru ce votăm astăzi? Ce alegeri sunt? Parlamentul e nostru, pentru noi, români. Nu pentru că e președintele, nu? Cum are, pretinde el, nu? Da, da. Pretinde că să-mi fac și parlamentul meu și, bu, lasă, da, am iată-mă, da? Și spuneți că încă vă mai gândiți. Până diseară mai stați? Mai. Da, votez, votați, votez. Eu sunt cu mână în gips, dar o ștampilă, da. Ce votăm astăzi? Pentru ce votăm? Asta știu numai noi. Ce, pentru ce funcții? Pentru primăria noastră aici, pentru primarul nostru aici, la comun. Și vreți să vă duceți? Da. Nu, 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 nu ați fost, dar vreți să vă duceți. Nu, ne ducem azi. Și sunt importante? Sunt normal. De ce sunt importante? Trebuie votați. De ce ați votat? Ce v-a convins să vă duceți acolo? Să iasă bine. Ce alegeri au fost astăzi? Pentru ce am votat? Pentru parlamentar, pentru... Ce e important, spuneți să merg. Ne ducem, dar ne ducem mai târziu. Noi votăm la vara asta, că mai de acolo avem. Dar mai sunt importante alegerile în țara noastră? Eu știu. Nu știu. Foarte puțini oameni au fost astăzi la vot. De ce credeți că e prezența așa mică? Nu știu. Dar vreți să vă duceți? Ne ducem, da, ne ducem. Da, tocmai la pod de acolo. Ce alegeri sunt astăzi? Acum nu știu, mai ne gândim și noi până mai târziu. Ce votăm astăzi, doamnă? Ce alegeri sunt? PSD-ul. Dar ce alegeri sunt? Nu știu. Ce? Dar vă duceți? Da, ne ducem. Acum vă duceți? Nu, că mai încolo mă duc, acum mă duc până pe deal și mă torn apoi. Dar nu știți ce alegeri sunt? Nu știu. De ce sunt importante alegerile? Pentru noi, români. Pentru sărăcie noastră. Vreți să vă duceți? Deși am votat atâta timp, dar nu s-a întâmplat nimic. Mergem în continuare. Ce votăm astăzi? Ce alegeri sunt? Asta e secret. Nu, ce alegeri sunt? De ce funcție? E parlamentar. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.